Suntem în Palatul Cestianu Racoviță, la Casa de Licitație Atmark. Am un eveniment special de ziua lui Constantin Brâncuș. Un ceas Jaeger la cultură de 6.000 de euro, frumos. Da, și pe aici sunt tot felul de obiecte care vor fi scoase la licitație de Casa de Licitație Altmark. Aici la parter e o secțiune de artă modernă. Personajul principal al acestei zile, Constantin Brâncuș, în 19 februarie, și este Ziua Națională Constantin Brâncuș. Acolo sunt mai multe camere și cu mai multe lucrări de artă. Mai multe panouri cu Brâncuș unde se pot face poze. Și asta este căperea principală, foarte frumos sculptată și decorată. Un ceas în atelier italian, nu știu dacă mai funcționează, că este doar 700 de euro, fără că am văzut ceasuri și de 5-6.000 de euro aici. Și pentru fiecare vitrină sunt liste cu prețurile la care pornesc. Și niște ceasuri aici. Am ajuns la niște ceasuri care au și preț de 20.000 de euro, unul, nu? Acela Cartier. Și celelalte în jur de 10.000, Breitling, Chopard, Millie, nici nu știu să le citesc. Deci am găsit un ceas Rolex, care cât este? Pepsi, în centimetrul ăsta, 7.500 de euro. E, și ce pot să zic? Că e aproape la fel ca al meu, fosil. Bine, știam asta, de-aia l-am și luat și am dat doar vreo 200 de lei pe el. Audemars Piguet, da, 16.000 de euro. Puțin mai scump decât Rolex-ul ăla. Foarte frumos decorat și aici tavanul. Și aici sunt mai mult bijuterii. Tot așa prețuri în jur de 800 de euro.
sunt multe cărți. Am văzut niște vederi trimise. Costau cam 25 de euro una. Sau nu, 75, nu? 75 de euro. Da, e un manuscris, probabil. Am uitat carte poștală trimisă de Ion Musceleanu. 25 de euro, da, deci doar 25, nu 75. Și la roata aceasta am câștigat două mini-sculpturi ale sărutului lui Brâncuș, pe care o să vi-l arătăm imediat cum ieșim. Da, holul principal este cel mai frumos până la urmă. Și aici, pe scări, un panou frumos decorat în spate. Și pe sus, amintește de Vatican. Suntem în curtea Palatului Cesianu Racoviță, care este, de fapt, casa de licitație Artmark, acum, după cum ați putut să vedeți și în videoclip. Am vizitat deja expoziția, o expoziție cu obiecte vândute de ei prin licitație, sau nu numai, erau și cu obiecte vândute așa. Și ei au sărbătorit ziua Constantin Brâncuș și cu ocazia asta am câștigat niște statui replica ale sărutului lui Brâncuș, care o să vi-l arătăm imediat. Cam așa arată. Se vede și logo-ul Artmark. Avem și pe varianta roz, roz și albastru. Se dădea la roata care v-ați văzut-o mai devreme și câștigai. Și aici au, cum au marcat evenimentul. Nu ne rămâne decât să spunem și noi mulțumim Constantin Brâncuș. Dacă v-a plăcut acest vlog, hai cu noi și în alte călătorii. Nu uitați să vă abonați, să activați și clopoțelul de notificări. Mulțumim!